Hei, salutare din nou la Ciuperci. Astăzi este 20 octombrie 2023 și ia uite ce avem aici. E o ciupercă care seamănă foarte mult cu Macrolepiota procera. E tot din familia Macrolepiota și anume Macrolepiota mastoidea. Se numește nană de pădure. Și tot ceva de genul acesta. Este plină pădure absolut. A fost o ploaie puternică în ultimele două zile. De fapt, a plouat cam toată săptămâna și s-au făcut extraordinar de multe. Uitați cât am găsit deja și am venit doar de vreo 10 minute. Uite și aici cât avem. Deci, ca să le deosebiți, dacă, după cum puteți vedea, au un vârf foarte pronunțat și maroniu. Și sunt ceva mai mici decât Macrolepiota procera. Macrolepiota procera sunt ceva de genul mult mai înalte. Deci sunt mult mai mici. Doar foarte mare atenție să nu le confundați cu alte specii din familia Lepiota, care sunt foarte otrăvitoare, mortale chiar. Așa, încă una aici. Nici atât n-am găsit chiar atât de multe într-un singur loc. Iată ce frumoasă e și asta tânără. Hribi, cel puțin hribi de toamnă, nimic anul acesta. Nimic nu s-a făcut. Doar hribi de vară ce am găsit și gălbiori foarte mulți, în rest slăbuți. Poate anul viitor o să fie mai bun, pentru că, după cum pare, dacă un an e foarte bun, celălalt an e rău, iar dacă un an e rău, celălalt an e foarte bun. Deci, dacă anul viitor să avem parte de foarte multe ciuperci, cel puțin aceasta este speranța mea sau predicția mea, vom vedea. Uite și aici. E plină pădurea, deci dacă mai stau încă vreo 10 minute, 20 de minute, umplu plasa. Dar nu o să mai stau, că deocamdată mie mi-ajung astea două zile. Cred că ajunge, mai lăsăm și la alții. Mergem spre casă. Wow, ce multe sunt și aici. Deci n-am cum să nu le culeg. Absolut nu am cum să nu le culeg. Ia uite ce frumoase sunt. Nu am cum, incredibil și de multe. Foarte bună. Super. Ce mare asta!